Când ești poftit la vreo masă împărătească, e bine să pleci sătul de acasă. N-ai de unde să știi că or să-ți fie bugatele pe plac, mesenii după cistea obrazului și muzica după pofta inimii. Făgăduința domnilor e nădejdea nebunilor. Ceea ce te obligă, într-un fel, să poftești cu băgare de seamă și cu o ligură în buzunar. Nu s-a trebuit să-și facă meseria pe care nu și-o face, că vă spun sincer că m-am dus cu o mămică bătută, însărcinată în luna 8-a, bătută, la primărie, fata a fost de 13 ori la poliție și a făcut plângere, n-a luat-o nimeni în seamă, fetița a născut, femeia a născut și copilul stă și acum la terapie intensivă de o lună de zile, e ca o verdură, nu mișcă mâini, nu mișcă picioare. Și fetița, femeia asta acum este în centru de asistență, de mame, așa, cu copiii amândoi, că mai are alți doi copii, și primăria n-a ajutat-o niciun fel. A trebuit eu să mă duc la poliție cu ea și să o ducem la DSF-ul, la Călăraș. Fiul Alexandrei Badea suferă de niște afecțiuni complicate, neurologice în special, de la vârsta de 6 luni. Ștefan are nevoie de îngrijire permanentă, îngrijire pe care i-o acordă necondiționat părinții săi biologici. Dar statul român, precum și convențiile internaționale în materie, prevăd că o astfel de persoană are dreptul la un asistent personal, angajat cu contract de muncă de către administrația locală. Pentru a intra în posesia drepturilor sale, Alexandra a fost nevoită să apeleze la instanță, după ce s-a lovit de atitudinea refractară și disprețuitoare a funcționarilor din primăria Dragalina. Deci în 2012 a luat dânsul primar, în 2013 pe toți asistenții personali i-a dat pe indemnizație. A spus că nu sunt bani pentru ei. Deși banii pentru ei veneau 90% de la guvern, 10% trebuiau să pună primărie. Primăria. Și n-a avut aia 10%. Da, nu a avut, dar în schimb avea bani de distracții, invita maneliști la ziua Dragalinei, deci avea bani de orice. Deci bani pentru maneliști există, avea, pentru persoane cu pentru dizabilități da, nu există. Nimic, absolut nimic. Din contră, că noi ceream pe Facebook, domn primar, vă rog frumos, angajați, reangajați asistenții personali, dânsul spunea că nu are nevoie de handicapați. În comună. Da, da. Deci așa ne... Care am îndrăznit să-i dăm replica, ne-a blocat repede pe Facebook. Nu aveam voie să deschidem. Deci dumneavoastră sunteți mai multe persoane da. Care au copii sau rude da, sau cu dizabilități. Bătrâni, mame, da. Da. Sunt mai mulți în comună. Am înțeles că peste 80. Conform legislației în vigoare, în calitate de primar, îmi aloc cei 10%. Da. Cum prevede legea? În buget. Și aveți în buget. Și avem în buget. Avem și mai mult. Avem undeva la 30%. Da? Iar dacă statul trebuie să-mi aloce 90%. Am înțeles. Și nu-i aloc. Și nu-mi aloc. Atunci eu, în calitate de ordonator de credit și Consiliul Local care aprobă bugetul, de unde să luăm diferența de bani? Deci copilul ăsta n-a mers niciodată. Este bolnav de la 6 luni, de când i-a făcut vaccinul. Era foarte răcit. Făcea antibiotic da. Și a doua zi i-a administrat și vaccinul și de atunci copilul a rămas așa. A fost o greșeală medicală. Da, da, da. Okay. Deci noi nu putem să spunem că nu are nevoie de însoțitor. Păi dar nu, nici nu stabiliți dumneavoastră și nici nu, primarul. Nu, dânsul a stabilit diagnosticul copilului. Nu. Deci asta o stabilește o comisie medicală care dă un document normal, pe baza căreia dumneavoastră normal. Aveți sau nu aveți dreptul. Da, da. Da. Noi știm că această femeie care a făcut reclamația, Alexandra, cum a spus dumneavoastră, că lucrează ca badandă în Italia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avea grijă de persoane cu probleme. Acum, exact ce face pentru copilul ei, avea, dar pentru persoane în Italia. Asta, dar asta da. Cândva? Asta pentru vreau că, să vă spuneți dumneavoastră. Așa te explic, dar și de copilul dânsă, cine avea loc acasă? Cine avea grijă acasă? Când, de copilul dânsă. Când ea lucra, era plecat. Cine avea grijă? Când avea copilul ei grijă, fica ei, care era frățurioară. Nu. Mai spuneți o dată că nu am înțeles. V-am spus, dar dacă nu vreți să ne înțelegeți, vreți să luați în calcul lumea ce spuneți dumneavoastră.
Păi spuneți dumneavoastră, te vă ascult. Nu v-am spus, nu, bani, banii necesari. Ea lucra, ea este, dacă este jos, nu vrea domn primar, că eu aș chema să o vedeți. Da. O cunoașteți, ați văzut? Foarte bine o cunoaștem, dar că suntem... Constatăm că nu cunoaște. Știți că lucrează în Italia. Știm că s-a despărțit de fostul soț, știm că a fost în Italia, al bărbat. Italian, dar locuiește de cu ea aici. Da? Ui, asta nu știam. Păi deși el este jos. Și da? Dar nu vrea domnul primar să-l să aduce dacă vei. E și copilul cu... Înseamnă că sunt o familie unită. Da. Chiar o familie model, da. Dar dumneavoastră știți că e căsătorită cu italianul ăsta? Este căsătorită cu italianul. Criticile aduse de Alexandra primăriei din Dragalina l-au făcut pe primar să mobilizeze o mică armată care să-l susțină în fața investigațiilor jurnalistice și să o denigreze pe femeia care nu dorea altceva decât să beneficieze de drepturile legale. Ironiile și subînțelesurile acuzatoare vroiau să sugereze că Alexandra e o femeie cu o moralitate îndoielnică și care, pentru că a lucrat în Italia zeci de ani, nu merită respectul cuvenit. Îl ducea altcineva, pe aici, pe la biserică, pe la primărie, pe la... Nu, domnul, eu nu... Sau fisac. Nu, era bărbat, hai să mă, domnule. Înseamnă că era... Bă, și dacă ducea altcineva, care e? Nu, dar eu n-am zis altceva nimic, așa cum văd alt domn, cu o mașină frumoasă, cu... Este soțul actual. Adică nu este chiar așa, adică nu să nu-i dăm. Sau nu să nu se-i să dea. Dar poate sunt alții mai amărâți. Cum vă descurcați? Noi ne descurcăm bine pentru că ne-a ajutat domnul primar și întreg personal al primăriei și chiar mi-a și spus ca să mă angajez, dar nu vreau să mă angajez la anii ăștia. Cine v-a zis că se va angaja? Da, și că pot să mă angajez. Domnul de la primărie, adică da. Că legea, da, că legea chiar așa mi-a spus, permite să mă angajarea dumneavoastră. În clipa de față nu aveți, da, nicio angajament. Da, adică eu nu vreau să mă angajez pentru că sunt prea bătrân. Sunteți pensionar sau ce sunteți? Nu sunt pensionar, dar sunteți, nu sunt prea bătrân. Mai bine să se dea decât să se ia. Ideea este așa. Stai, domnule, poate că în comuna asta sunt oameni necăjiți peste măsură și care au nevoie de asistență. Sunt mai multe cazuri. Sunt mai multe cazuri. Nu lucrez în primărie să știu sau să mă duc pe fiecare curte să zic, domnule, dumneata, că să zic că îți dau pensia mea sau îți dau din pensia mea, că eu sunt pensionat. Sau îți dau din pensia mea. Dar cred că e imposibil, adică să nu fie oameni care nu pot să vină aici cu o mașină de aia la primărie. De ce se ăstuia, că uite nu să nu-i dăm și ăstuia. Dom'le, dar de ce înțelegi? De ce interpretați? Nu. De ce interpretați? Eu nu mai sărman adică decât sunt și alții și mai sărman. Eu asta am vrut să zic. Exact. Părerea mea... Să-i dăm ăsta mai puțin și nu o la... Mă rog, eu nu sunt lege, n-am făcut o lege. La fiecare cum nu e bolnav. Găina o șia când îi vine. Ce gândește despre șicanele astea care le aveți din partea primăriei? Săracul s-a săturat, pentru că el a avut o viață liniștită la Roma, să știți, toată viața. Uneori mi-e rușine mie cu câte probleme s-a aici. Da, mi-e rușine, mi-e frică să se sperie. Dar... La Roma a locuit? La Roma, da, direct acolo în centrul Romii, acolo la termeni, da. Da, a fost șeful meu. Da? Da. Povestiți-mi, când l-ați văzut pe primul an? Nu, eu înainte, decât în ultimii 2 ani am lucrat Badante. Aha. Dar înainte am lucrat, făceam curățenie în casă. Badante înseamnă persoana care îngrijește persoane mai în vârstă. Care îngrijește un bătrân bolnav, da, sau chiar și un tânăr, dizabil, aha, știți? Uh-huh. La fel ca aici, cum făceam aici, făceam și acolo. Aveam experiență deja. Dar oricum am făcut un curs de Badante, cum se zice în Italia, unde am luat cu diploma și în baza la acela aveam salariu mult mai mare. Față de o persoană fără... Și aveți și o calificare, de exemplu, care vă este un argument suplimentar, da, ca să primiți, da, acest salariu. Da, care este și valabil în România. L-am tradus, l-am legalizat, da, și l-am dus la primărie, pentru că, da, e valabil. Aici nu avem canalizare. La baie. Da. Peste tot nu are canalizare. Dacă ploua, se face noroi, balte peste tot. Dar... Așa e viața grea aici, e rău, nu e bine. Speram că se schimba ceva, repede. Repede. Mai are răbdare.
se schimbă încet. Noi ne-am fi mutat la Roma definitiv, dar băiatul e obișnuit aici și... A, motivul pentru care dumneavoastră... Numai pentru băiatul. Ați ales să rămâneți aici, da, și să-l aduceți și pe domnul Carlos, da, ca să stea, da, cu dumneavoastră, da. Este în fond că băiatul... Vrea aici, cu taică-su, cu frații. Deci noi l-am avut în Italia de două ori. Aha. Prima dată l-am, deci l-am luat cu sora lui și cu ginerile meu, cu nepotul, i-am luat pe toți. A doua oară am fost nevoită să-l iau și pe taică-su să stea cu el, le-am închiriat o casă, în să stea Italia, împreună, pentru că nu vrea să stea fără taică-su. Roma. Da, da. Așa, și tot... Tot așa, nu, nu a vrut înapoi. A stat un an și două luni în Roma și a vrut înapoi acasă. De ce credeți că... În primul rând zicea că el are cunoștințe aici, prieteni aici, acolo nu avea cu ce să vorbească, toți vorbeau italiană. El nu se înțelegea cu nimeni, vă dați seama, avea nevoie. Chiar se bucura când îl duceam la spectacole de români sau la magazin românesc. Da, da, da. Acolo putea și el să vorbească cât de cât. Sigur că da, da. Chiar dacă nu era o conversație, cine știe, foarte de... Nu, 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 dar era cum schimba cuvinte românești. Și se audă românește, da. 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 Bine. Dacă mai aveți să mai spuneți ceva? Da, un alt problema e că are chini în strada, peste tot. Peste nu tot. Poți să mergi pe jos, că are periculos. Pentru... Da. În față, la magazin, în magazinul general din sat. Nu sunt bine lașat chini liberi așa. Nu e în regulă, da. Nu e în regulă, nu. Nu e. Au ei de gând în viitor cumva să facă un adăpost, să castreze animalele. Asta e cu viitorul. Cum le păcălesc? Sunt adăposturi la Călăraș, am putea să-i ducem, dar nu vor, că zice că ne păzește comuna. Ne păzesc comuna câinii, da. E zic, lasă, câinele este bun. Sunt un fel de polițai local, nu știu. Tu fără câini sau nu știu ce, e un problem românesc, da, da, da. E un problem românesc. Câinele ajută, dar asta e pe vechi. Am întrebat că zic doamna Badea când are timp pentru aceste sesizări. Păi are timp. Când are timp? Angajat personal al copilului. Păi și ce asta înseamnă că nu are timp dacă e angajat personal? Să permanent cu dumneavoastră. Păi și nu poate să scrie dacă și are cu copil? Știți că noi avem sesizări la adresa dumneavoastră, dar noi nu ne-am ținut... Ce fel de sesizări? Cum că este văzută în fiecare zi cum pleacă la Călăraș cu mașina. Așa. Dar noi n-am făcut sesizare. Așa. Dumneavoastră aveți informații, nu aveți sesizări. Sesizări verbale, cum și dumneavoastră la rândul dumneavoastră, deci a avut câteva sesizări. Deci da? Cineva v-a zis, păi, ce grijă are, bă, exact. Asta? Păi, dar eu văd tot timpul. Vreți să mergem acum acasă să vedem cine este la dumneavoastră acasă acum? Da. Și eu vă pot garanta cine este. Ha, să vedem. Dacă vreți, vă arăt și un proces verbal, cum că eu m-am deplasat, pentru că sunt asistentul social. Exact. A fost deranjată de acest aspect, că ne-am dus să-i facem verificare în teren, să vedem dacă își îndeplinește sarcinile de serviciu. Era obligația dumneavoastră. Exact. Da. Da, da, da. Și după aceea au început sesizările. După ce dumneavoastră exact, ați da, fost la da, ea acasă, da, și a zis, da, mă vreau și eu să... Păi cu cine? Că dumneavoastră nu era acasă. Era fostul soț. A, nu văd nimic rău în asta. De ce? Păi nu este fostul soț angajată. Nu este, dar este ca un fel de... Un fel de ce? Un fel de delegat, adică e vorba. În baza la ce? Vreau să spun că nu văd nimic rău în asta, dumneavoastră, vedeți? Dumneavoastră vă rog, eu nu vorbiți, nu, nu se înțelege. Dacă vreți să vorbiți, veniți lângă mine și deschideți gura, vă rog eu mult, că nu se înțelege. Da. Era și o oră la care persoana bolnavă trebuia să servească și prânzul. Masa. Da, și, exact. Și de fapt, ce făcea? Nu servea masa. Exact. Și doamna nu era acasă. Ce oră era? Poftim? Ce oră era? 12:30. 13, să zicem. După tine da? Mânca la 4. Poate mânca la 17, da? Mergeți pe supoziții, nu pe... Nu, nu, nu. Dar eu am vrut să punctez acest aspect că dumneavoastră nu era acasă. Am înțeles. A fugit de câini și a dat peste lupi. Mi-a zis doamna asistentă că nu v-a găsit pe dumneavoastră când a venit și l-a găsit pe tatăl lui Ștefan. E foarte adevărat. Eram plecată să iau copilului un spray pentru astm, care are un astm. Pentru Ștefan. Da, pentru băiat. Și de asta a venit. De fapt, cred că m-au văzut pe videocamere. A văzut când plec, când a plecat. Da, da. Primar a zis, a promis că se ține de capul meu. Și cum o prinde pe opsai să mă dea afară din primă, să nu mai fiu angajat. Mi-a zis că o să facă un rapport.
raport și în iunie sau în iulie când e, o să facă un raport și în baza lui o să încerce să vă pierdeți drepturile de... Da, știu că vrea angajat. Treaba asta, da. Da. De ce se luptă? Dar de ce se luptă? Că ce rău îi faceți dumneavoastră? Că eu n-am înțeles. Pentru că l-am obligat să mă reangajeze. Pentru că mi-am cerut drepturile, da. Să fie copilul scotit de taxe și impozite, pentru că are dreptul, în baza legii 448/2016, pentru că mi-am cerut iară dreptul de... În primul rând i-am cerut banii înapoi, pentru că mi-a luat banii cu japca pentru gunoi, cât noi am fost plecați în străinătate. Noi plăteam acolo, nu plăteam aici. Da, concediu se vede că aveți dreptul. Mi-a promis în fața doamnei contabile când m-a angajat că să nu mă aștept să am dreptul la concediu de odihnă, deși în contractul pe care dânsul a semnat scrie că am dreptul 25 de zile lucrătoare. I-am promis, domnul primar, o să acționez în judecată și scot drepturile. Dar de data asta îmi cer și banii. Dacă speram că încet cadeva se schimbă aici în România, că merge greu. În general vorbind, cei mai mulți cetățeni ai patriei noastre nu cunosc legile statului, iar existența lor este dictată de hazard sau bunul plac al mai marilor zilei. La fel se întâmplă și în situația persoanelor cu dizabilități, care sunt manipulate cu ușurință de către funcționarii primăriilor interesați să nu-și cheltuiască bugetul pentru astfel de situații. Deși există reglementări destul de precise în legea 448, acestea pur și simplu nu se pot aplica din cauza opoziției primarilor. Asistenții personali trebuie să fie conform legii 448 din 2006, cu îmbunătățirile de rigoare ulterioare, asistentul personal trebuie să fie angajat al primăriei din localitatea de domiciliu. Dacă deci, primar. Din unitatea teritorială. E, aici e marea problemă. Pentru că toți primarii spun așa, nu avem bani. Asistentul personal, în loc să facă o cerere scrisă, care vrea să fie angajat conform legii și conform certificatului de încadrare în grad de handicap emis de către Comisia Superioară de Încadrare în grad de handicap, Comisia de Încadrare, nu Superioară, ar vrea să fie angajat ca asistent personal, merge la primar, îi spune verbal, fără a face o cerere și atunci primarul zice, păi nu avem bani, nu avem resurse, nu avem buget. Și găsește el tot felul de tertipuri și de motive ca să nu angajeze asistentul personal. Asistentul personal, care de cele mai multe ori, și spun în paranteză, nu-și cunoaște drepturile, ca de altfel și cele mai multe persoane cu dizabilități, nu-și cunosc drepturile, se resemnează, domnule, n-am, dacă așa a zis primarul, care este om al legii. Și acceptă alternativa și indemnizației. Stați cum să vă spun. Și acceptă ce spune primarul. Mm-hmm. Primarul îi dă așa, o alternativă. Să facă el, să facă persoana cu dizabilități o cerere, cum că nu are nevoie de asistent personal, mm-hmm. Și atunci... O să-și găsească el unul pe baza indemnizației primite în locul asistentului personal, sau cei care sunt deja angajați asistenți personali îi pune să-și dea demisia. Sigur că omul care este într-un sătuc de nu știu unde și nu cunoaște legile, da, face această cerere sau verbal nu o mai face, dar primarul face o cerere de renunțare, renunță practic la serviciul lui. Eu una personală am cerut ca să fiu angajată, dar nu s-a putut. Da. De ce? Pentru că s-a angajat doar în regim de urgență. Așa, asta e explicația care v-a fost dată. Da, care mi-a fost dată. Cu cine ați stat de vorbă, mai exact? Cu primarul? Da, am întrebat și pe domnul primar, a zis că momentan nu face angajări mai spre toamnă. Asta se întâmplă anul trecut? Nu, anul ăsta. Deci în februarie.
A, deci nu v-a tăiat speranța de tot. V-a zis că poate, poate, poate spre poate. Toamnă poate. O să se facă angajări. Ei, poate e de vreo 10 ani. Aha, vă duce cu vorba cum ar veni. Nu știu adică, dacă cu vorba, eu nu vreau să... Să aruncați cu pietre. Nu vreau să arunc cu pietre. Nimerea îi dă indemnizația copilului. Nu este nicio problemă. Părinții, eu, dacă încerc să mă reangajez, poate mă reangaja pe cale judecătorească, că altfel nu se poate. Primarii găsesc tot felul de motive și se bazează pe faptul că asistenții personali și persoanele cu dizabilități, așa cum am spus mai devreme, nu-și cunosc drepturile și de aceea primarii și conducătorii de unități de astea teritorial-administrative, că mă refer aici la Consiliul Județene și că nici aia nu-s mai breși, așa, președinți de tot felul și vicepreședinți cât sunt aleși ai neamului, se prevalează de faptul că nu-și cunosc drepturile și atunci sigur că intervin cu tot tipuri, cu tot felul de tertipuri de astea, nu avocățești, dar primărește, aș putea să le zic. Sau, mă rog, sunt drepturi clare înscrise în legea 448 din 2006, drepturi clare scrise în Convenția ONU al drepturilor persoanelor cu dizabilități, drepturi clare înscrise în legea asistenței sociale, pe care dacă domnii primari și acești șefi ai unităților teritoriale le-ar cunoaște, și mă refer aici și la funcționărașii ăia care habar nu au. Păi nu, pentru că persoana cu dizabilități totdeauna a fost a șaptea roată la căruță. Au o indemnizație de 500 de lei la cei gravi, indemnizație care se raportează la 75% din ISR. ISR-ul este o unitate, mă rog, în față de care se raportează toate beneficiile sociale primite. Și ei au spus așa, ca să creștem această indemnizație pentru persoane cu dizabilități, trebuie să creștem și la creșterea copilului și la etăcă. Deci toate, toți cei care beneficiază de aceste indemnizații sociale ar trebui să aibă o creștere, ceea ce nu este posibil, zic ei. Eu am fost asistent personal, da? Al lui. La momentul respectiv am făcut și calificare. Păi și atunci... V-am spus de la județ, a spus că nu mai are bani pentru județul. Asistenți personali, iar primăria Dragalina a trebuit să-i dea pe indemnizație. Acum mulți ani, acum vreo 10 ani. El a fost un om muncitor, șef. A fost un om la etatea lui, dimineața se scula, făcea toate treburile, săpa. El acum unde se vede bonlav. Moare, să iasă afară, să-l ducă, să dă, hai ar afară, vrea, să ar vrea să facă, adică să e un harnic și suferă, că nu cu poate picior, să... Cu piciorul nu mai poate să-l puiem deloc în pământ, mâna la fel nu mai poate să facă absolut nimic cu ea. Și aveți, a fost la medic și are certificat... Da, avem. Nu trebuie să-mi arătați. Avem. Deci dânsul are o boală de grad ăsta foarte grav și necesită însoțitor, nu? Da. Cine este însoțitorul? Eu. Dumneavoastră care sunteți și fica dânsului. Nu, sunteți Nora. Nora, scuzați-mă. Da. Așa. Și dumneavoastră beneficiați de un fel de indemnizație, adică un fel de plată de la primărie. Mie nu mi-a făcut absolut nimic pe numele meu. Absolut nimic, nimic, nimic. Am cerut. Știu că se poate da un salariu de însoțitor. Da. Sau cum a hotărât Consiliul Local, un fel de indemnizație, adică este o plată... Zice că nu mi-a venit până acum, din decembrie bonlav. Da. Și am făcut actele de atunci, din decembrie, și mi-a venit, a început să-mi vie din luna martie. Mi-a venit 15.420.000 de la primărie. Așa. Și zice că ar mai putea să vie încă 5 milioane, dar pentru ce și cum, nu știu, tot de la primărie. A, nu sunteți lămurite? Nu, ăia 5 milioane, dar din ce n-am luat niciodată. Nu mi-a venit niciodată banii decât deci ăștia. Situația dumneavoastră nu este lămurită. Da. De vreme ce v-a trimis bani, înseamnă că sunteți figurați în documentele primării. Dar mie nu mi-a luat niciun act pe numele meu, Tudorache Basilica.
Bun. E pe tot pe numele lui, Tudorache Constantin. Deci banii vin pe numele dânsului. Da, 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 da. Încerca să mă lămuriți spune... ce motiv ar avea un primar. Așa? Să prefere să nu angajeze un asistent personal și să prefere o oară să dea indemnizație. De ce preferă asta și nu asta? Păi preferă pentru că, mă rog, primarul trebuie să, sau primăria, așa, trebuie să-și asume plata, cease. În afară de asta, primarul trebuie din să mai... Proprii. Din fonduri proprii. Pentru că, da, acum primăria sau unitatea teritorială, administrativ-teritorială, plătește din fondul proprii indemnizația persoanelor cu dizabilități și a asistenților personali. Până în 2017 primeau o cotă din taxa pe valoare adăugată de la guvern. Acum nu mai primesc. Ei, și se prevalează ei de asta. Dar sigur că... Deci ei sunt obligați să plătească integral indemnizația sau doar un procent? Nu, ei sunt integral sunt obligați să o plătească. Problema este și, că... Și plata asistentului social. Și plata asistentului personal. Și pentru asistentul personal mai sunt de plătit indemnizații de vacanță, indemnizații de hrană, concediu de odihnă. Concediu de odihnă? Că pe care... că da, 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 nu, să nu vii să-ți dau concediu de odihnă. Păi nu, pentru primar. Că trebuie plătit. Pentru am că înțeles, trebuie plătit. Da, noastră când vă deci luați el, concediu... dacă poate refuza și cumva, cumva, îl poate zăpăci pe bietul păi îl zăpăcește. Și îl face să accepte situația ca, că fără aceste obligații, e mulțumit. Deci eu trebuie să înțelegeți așa. Asistentul personal este un angajat conform codului muncii și trebuie să are drepturi și obligații, la fel cum aveți dumneavoastră și toți cei care sunt angajați. Dar el trebuie să știe de asemenea asistentul personal că nu le poate obține decât prin forță. Adică se dea, ori se dea în judecate, atât, ori, se, ori se, se, mă rog, se bate în ușă în fiecare zi până la lungă primară de la nu, și de multe ori chiar nu se respectă decizia judecătorului, hotărârea judecătorească. Sunt astfel de cazuri. Sunt în toată țara multe, multe cazuri. Noi avem un Consiliul Național al Dizabilității din România, are un jurnal social acolo. Am făcut nenumărate prezentări de astfel de cazuri și nenumărate intervenții la guvern, la toate oficialitățile astea ale noastre, mă rog, parlamentar și parlament și toate celelalte, pentru ca aceste persoane cu dizabilități să fie luate în calcul, ei sunt cetățeni ai țării și dacă le-ai luat asistentul personal, nu faci decât să atentezi la viața personală a persoanei cu dizabilități. Sunt persoane cu dizabilități care depind în fiecare secundă și în fiecare clipă de acești asistenți personali. Politicienii noștri îi recompensează pe acoliții lor oferindu-le posturi bine plătite în consiliile de administrație ale diverselor companii sau instituții publice. Acestea nu rămân niciodată fără bani. Parlamentarii beneficiază încă de pe vremea regelui Carol I de remunerații publice la care se adaugă diverse beneficii. Nu mai amintim de pensiile extravagante, vile de protocol sau diverse comisioane, toate din surse publice. Lanțul slăbiciunilor se rupe însă când este vorba de asistenții personali. La ei, banii și beneficiile se termină de fiecare dată. Pentru toți cei care sunt respinși de către funcționarii primăriilor, există drumul anevoios și scump al instanțelor de judecată. Și aici apar alte capcane, fie întinse de avocați lipsiți de loialitate sau de profesionalism, fie montate de tergiversări nesfârșite ale decidenților care pur și simplu nu pun în aplicare deciziile judecătorilor. În fine, mai există un motiv pentru care lucrurile nu merg în favoarea asistenților personali, și anume clientela administrației locale, administrație care nu-și permite să nu-și favorizeze aparținătorii electorali, ce îi asigură accesul la putere și resurse. Aveți probleme cu mama dumneavoastră, e bolnăvioară.
Da, este bolnav din 2006. A făcut un accident vascular și pareză pe partea dreaptă. Nu merge, nu vorbește, nu poartă mâna dreaptă. În 2006-2007 am fost angajată la primăria Mihai Eminescu de casistem personal, prin care în 2007 am născut în noiembrie și am stat în prenatal 2 ani până în 2009. În 2009 m-am adresat iar primăriei Mihai Eminescu, mi-au spus că nu au buget, mi-au dat ajutor social. Niștiind legea, n-am mai dus-o la comisia de handicap. Așa m-a purtat până în 2017. În 2018 m-am dus iar, am făcut cereri de angajare, mi-au zis că mă angajează, care la o săptămână m-au sunat verbal, mi-au spus îmi retrag plângerea, asta cererea de angajare, că așa oricum n-au fonduri, mă țin 6 luni și mă dă în șomaș, păca că pierd bănuță. Cine v-a sunat? Cine? De la primărie, nu știu cine, nu știu, cred că doamna cu angajarea, nu știu, nu cunosc, nu s-o... M-am dus, mi-a retras, ne-am dat înapoi cererea că nu mai vreau să fiu angajată și mi s-a promis că în 2009 mă angajează, că o duc chiar la comisie și îi dă definitiv, că eu până în 2018 n-am mai dus-o la comisie din 2009. Pentru că nu aveați nevoie. Da, că m-am lăsat. Neputându-vă angaja, spunându-i că da, m-am avut încredere în ei, nu știam legea, na. Da. Ei au profitat de asta ca să... Da, ca să mă poartă pe drumuri. Mi-a dat ajutor social și alimente. Da. În 2019 m-am adresat iar la primăria mea Eminescu cu o cerere de angajare ca asistent personal pentru mama mea, că este o persoană cu handicap grav cu asistent personal, care mi s-a comunicat răspuns în termen de 30 de zile că nu au buget. Atunci m-am dus la prefectură, prefectura Botoșani. M-a învățat o doamnă să nu spui prostii primăria mea Eminescu că primii bani aici îi dă. Să mă duc să-i dau un judecat. Deci prefectura acordă special pentru astfel de cazuri. Da, primii bani aici te-ai trimit. M-am dus la tribunal, cum mi-a spus de la acolo la prefectură. Am căutat un avocat, am plătit 600 de lei, 6 milioane vechi. Mi-au deschis proces în septembrie cam sau octombrie, nu mai țin minte. Mi-a făcut tot dosarul, care în ianuarie 2020 iară m-a prostit de la primărie ca să trec indemnizația din soțitor la ei. Mama mea fiind, o avea pe, la casa pensii indemnizația din soțitor. Nu, nu a luat-o niciodată la primărie. Iar m-a lăsat păcălită. La cine? Cu cine ați vorbit? Cu o doamnă, una, doamna Dana, nu știu cum e, Isus acolo, nu știu ce reprezintă. Zice că e asistent medical, dar nu știu. M-a lăsat păcălită, m-am dus, am făcut la protecția copilului la Botoșani cereri pentru indemnizații, acordarea indemnizației la primărie. Deci transferul de la casa pensiei la primărie. Indemnizație pentru persoana, însoțitor. Pentru însoțitor. Da, care o lua mama la casa pensiei. Deci lua direct pe da, pe cupon. Da. Ia, mama v-a luat indemnizația. Da. M-am dus, m-a lăsat păcălită, prostită, cum am lăcomit că la casa pensiei o avea 10.200.000 și la primărie era 13.460.000. M-a lăcomit pentru 3 milioane, dar n-am știut că este, mi s-a întins o cursă. Ia două, să dea nouă. Păi de unde? Cine a hotărât să fie doar 10 plătiți? Consiliul local. Consiliul local. Consiliul local. Pentru că orice decizie noi a primarul, primarul poate propune, dar Consiliul local hotărăște. Această decizie a Consiliului local corespunde legii care ordonează obligațiile astea? Consiliul local este suveran în a decide ceea ce face cu bugetul. Suveran, dar spuneți-mi așa, dacă din cei 40... 10 ziceți că sunt angajați ca... 10 sunt angajați deja. Dacă aia 30 vă dau în judecată, legea o să le dea sau atunci nu o să le dea? Atunci avem o singură variantă, clară. Băgăm primăria în faliment. Nu este un lucru înțelept, firește? Nu, nu, atât, deci singura modalitate. Eu am întrebat, eu trebuie să plătesc naveta la profesori, da. Eu trebuie să plătesc întreținerea școlilor, eu trebuie să plătesc iluminatul stradal, eu trebuie să am 100, peste 100 și ceva de kilometri de drumuri care trebuie să întrețin, reparații, întreținere, curățenie, proiecte, dezvoltarea proiectelor și, doi, contribuția noastră la toate proiectele. De alt, depinde de tipul lor. Fie finanțări europene, fie PNRR, fie CNI. Noi trebuie să avem... Deci noi astăzi nu avem sumele necesare de acoperirea cheltuielilor unde componenta primăriei este de 10-15%. Sincer,
Nu știm încă de unde luăm sumele la proiectele care deja le avem în curs de finanțare. Okay. Acum spuneți-mi așa, pentru acele 30 de persoane care avea dreptul după lege să fie... A solicitărilor, care sunt solicitări, așa. Dar primesc indemnizație. Deci okay. Diferența este că persoanele primesc indemnizație, nu și-a angajat încă o persoană pentru, deși o parte din persoanele respective, sincer, mai merg la prășit. Depinde că nu sunt medic. Adică eu nu sunt medic. Numai că medicii câteodată de multe ori le mai dau, că nu știu cum, dar le dau. Dar eu nu sunt medic, știți? Dar le dau. Instanța s-a pronunțat într-un fel sau altul, cum la coadă? Da, îi obligă să-mi facă contract individual de muncă, că așa o cerut avocatul, că am pierdut procesul, primul proces l-am pierdut, inadmisibil, că avocata nu s-a adresat la completul de judecată. Am făcut recurs, am plătit alt avocat 1000 de lei, care a mai dat 600 de lei deasupra, așa că am vrut eu. Nu a cerut salarii, nu a cerut amenzi penalizatoare, nu mi-a cerut cheltuieli de judecată, nimic. Nimic, deci... Bun, și ați câștigat până la fel. Am câștigat. Și, deci instanța obligă primăria... Obligă să-mi dea, dar numai contract de muncă. Atât. Contract de muncă. Da, el spune... Ca asistent? Personal, pentru mama mea. Bun, și sunteți mulțumite de această instanțe? Prea că am pierdut lunile alea, un an, care eu consider că ei au fost vinoveți, că nu trebuie să-mi acord indemnizat. Bun, în clipa de față, sunt sau nu angajate ca nu, asistentă? Nu sunt angajate. Și de când te se intre în... Eu am legalizat hotărârea definitivă pe 17 martie. Deci eu... Pe 18.1.2022 a fost la apel la Suceava, le-au respins ca nefondat. Pe 17 februarie 2022 am primit comunicare acasă și pe 14 martie s-a trimis dosarul de la Suceava la Botoșani, care pe 17 m-am dus și am legalizat. Bun, ați legalizat. Da. Și mai departe ce urmează? După aia, cum am legalizat, m-am dus direct la executor. Eu știam că el se lăuda, am auzit niște vorbi, că nu-mi dă bani din urmă, pe salariile din urmă. Primar. Da, o zic că el nu-mi dă niciun bani. Cum îi cheamă primar? Gireadă Virginel Dumitru. Gireadă Virginel Dumitru. Aflând asta și știam ce mi se pregătește, m-am dus direct de la tribunal, cum am legalizat pe 17 martie, m-am dus direct la domnul executor. M-a pus să plătesc taxe 200 de lei plus 40 de lei, două timbre judiciare. M-a pus să semnez o cerere de executare silită, în care pe 29 am primit de la instanța Botoșan că îi se admite executarea silită în toate modalitățile creditoare, adică eu cu debitorul Comunii Mihai Eminescu. Adică obligă primăria să... Sunt de, da, și la executor îi s-au dat admite, știți că deci să-l execut în toate modalitățile. Deci sunt de ei salariul să-mi fac contractul de muncă. Problema este că de ce n-ați avut receptivitate față de cazul doamnei până a fost nevoie ca o sentință să vă oblige să... Pentru că sunt 40 de persoane care au solicitat și am considerat că situația ei și materială și normală nu era de angajare, pentru că sunt oameni care într-adevăr, ferească Dumnezeu, au necazuri mult mai mari, e vrednică, e bună de muncă, are o casă, avea o mamă care circula, adică stați o clipă, totuși noi mai analizăm când să avem serviciul care merge de asistență socială și totuși îi mai evaluează. Și la are 10 posturi, credeți-mă că sunt oameni care, într-adevăr, ferească Dumnezeu. Au, ăla trebuie să stea omul lângă el. Dar care este deplasabil, acum mai luăm și pe aia bună, hai să nu încercăm să luăm bani de la stat fără să-i merităm. Totuși, eu și-o să-mi dați dreptate aici. Nu pot să-mi bag joc din banul public. Pentru că poate nu e nimeni mai priceput când vine vorba de bani publici decât Virginel Gireadă, primar în cea mai mare parte a timpului și din când în când deputat, trebuie să menționăm că Gireadă a fost condamnat definitiv în urmă cu câțiva ani, tocmai pentru abuz în serviciu. Condamnarea cu suspendare l-a făcut să renunțe pentru un mandat la fotoliul de primar, când i-a ținut locul chiar soția sa. După reabilitare, Gireadă s-a întors la primărie, cu votul poporului, desigur, iar soția s-a transferat în conducerea prefecturii. A
O știi pe Nadia, Nadia asta cu... Da, da, da. Vecina. A, are o problemă cu o maică asta, că e bolnavă. E bolnavă. E bolnavă, stă la pat. Eu o îngrijesc. Dacă n-ar fi, era dusă de mult. Era bolnavă, bolnavă. O îngrijea și pe... Și pe cei bătrâne. Pe aia bătrână, bă. Da, 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 da. A murit acum una. Da, da. Era angajată la primărie ca asistentă, că are grad de handicap de ăsta. Păi, cum o îngrijit-o e, dacă nu era, e, erau morți de mult. Are atâți ani, are vreo 8, 9 ani, 10 ani are. De când o îngrijit, de când stă la pat. Și mama ei, bunic, o stă la pat vreo 2 ani și restul eu mai nișcat, dar vreo 2 ani o stă la pat, le îngrijit pe el, rădică, el rădică. Da, singură. Două paturi, pentru o pasă. Da, 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 de asta. Trecea de la un pat la alt pat. Da, da. Și era mic. Și singură, și singură. Sunt persoane, într-adevăr, avem asistenți personale angajați la primăria Leorna, dintre care mare majoritate dintre ei nu beneficiază de gradația conform vechimii muncă a fiecărui asistent în parte. Aceea fluctuează în funcție de vechimea fiecărui pe care o are. Am inițiat un proiect de hotărâri, eu în calitatea mea de consilier local, să-i ajut pe acești asistenți personal, da, dar proiectul de hotărâri pe care l-am inițiat eu nu a vrut conducerea primăriei prin secretar, prin primar, să pună pe ordinea de zi. Deci mi-au refuzat, invocând că nu are bani la buget pentru a plăti gradația conform vechimii muncă. Doi coceri în trei căruțe. Aceeași motivație am găsit-o și la cealaltă comună, Mihai Eminescu. Asta a fost și în general, toți primarii cu care am stat de vorbă spun așa, nu avem bani. Bani. Trebuie pentru investiții, trebuie pentru apă, pentru canal, pentru școală, pentru cămin, pentru o mulțime de alte lucruri. Nu, din prisma mea, din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, aceste persoane, aceste asistenți personali, trebuie plătiți pentru că ferească Dumnezeu să ai o persoană în îngrijire cu handicap grav. Ferească Dumnezeu. Deci eu am spus și aceste lucruri în ședința de Consiliu Local, din cadrul Consiliului Local Leorna, dar n-am fost ascultat. Când dai o lege, te mai gândești și dacă funcționează. Am observat că în aproape toate cazurile studiate, primarii sunt niște bărbați care ocupă fotoliu de primar de 10 de ani și care au pe lângă ei tot felul de amici, rude, cunoscuți. De cealaltă parte, asistenții personali care solicită angajarea sunt femei, în 90% din cazuri, care fie îngrijesc un copil, fie un adult neputincios. Toate administrațiile cercetate de noi nu admit decât aproximativ 10-20% din solicitările de angajare, motivând lipsa banilor. Prefecturile de 2 sau 3 ori pe an primesc adresă de la guvern să solicite o ATO-ul din teren, din teritoriul pe care le are, să întrebe dacă au nevoie de bani pentru asistența socială. Deci asistența socială este pe primul loc la nivel de guvern și dacă ei se interesează. Da, uite, am nevoie, am 40 de persoane care necesită angajare, da, ca asistent. În momentul ăla face adresă către prefectura, prefectura către guvern și primește banii necesari să acopere cheltuielile. Asta înseamnă salariale. Asta înseamnă că primarul respectiv de fapt nu vrea dacă nu face lucru. Nu vrea, dar vă dau exemple, sunt primari din țară sau chiar și din județ care pur și simplu nu se pretează la chestia asta ca să iei banii de la asistență personală. Vă dați seama dumneavoastră, la fiecare gradație în parte pe care asistentul personal ar trebui să beneficieze, el pierde în funcție de 400-500 de lei, 300 de lei. Mai bine să se dea decât să se ia.
Noi nici la Leorda suntem 7 persoane. Șapte persoane. Da. Sindicatul nu este numai pe comuna dumneavoastră, nu, mai mult, dar nu știu atâta. Știu și este la noi atâta. Aș vrea să vorbesc cu cine lider să-mi spună dacă într-adevăr activitatea dânsului este eficientă, dacă vă sprijină. Da, ne sprijin sindicatul, da. Ne-a ajutat și când a fost cu COVID-ul, ni s-au dat bani și s-au rezolvat. Nu e așa de ușor, na. Eu sunt asistent personal din 2003, sunt angajat pentru fetița mea. Și n-ați avut probleme? Nu am avut, nu am avut. Înseamnă că primarul din localitate a fost un om de înțeles? A fost, n-am avut probleme, nu. Ce are fetița? Ce problemă are? Are traparez spastic, picioarele. Nu poate să se deplaseze? Nu poate, singur, nu. Nu mai face că mă chinui, da? Nu mai sprijinit, na, e merge, trebuie să sprijin, trebuie ajutată, trebuie ca altfel, da. Nu. Spuneți-mi ca asistent personal, da. Dumneavoastră primiți un salariu după lege. Da, sunt angajată, da, primesc salariul minim pe economie și atâta. Dar aveți și drepturi, să știți. Persoana care m-a chemat pe mine, tocmai de asta m-a chemat, pentru că vrea să primească și drepturile respective pe care... Nu, spor de veche nu ni se mai dă, nu mai nimica, noi avem salariile toți la fel și eu nu cred că ar fi corect așa ceva. Minimul pe economie și cu asta... Atât, minimul pe economie, da, salariile nu... Noi nu avem spor de veche, nu avem nimica. Nu mai sunt bani pentru cei aproximativ 1000 de asistenți personal care îngrijesc în România persoane neputincioase. Asta nu e la urma urmei cel mai dramatic lucru care ni se poate întâmpla. Cea mai mare nefericire e aceea că nu mai există respect și compasiune pentru ceilalți oameni care își poartă zilele într-un scaun cu rotile și care nu poartă niciun fel vina neputinței lor. Coeziunea socială și solidaritatea umană nu prea mai au sens în satele noastre prăfuite. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut!